Verdețuri și flori în grădini din cauza temperaturilor ridicate. Gospodinele din județul Ialomița au în grădini în decembrie ceapă și usturoi verde, salată, ștevie, lobodă și pătrunjel. Acum, în toamna asta, parcă atunci a mers, a fost mai frumos, a crescut, l-a rupt mereu și tot a crescut. Am dat și la copii și la vecini care a avut nevoie. Dacă n-a înghețat pământul, punem și la friptură pe deasupra, așa ornament, mai la salata de biof, tot așa frunzulițe, colea, la sarmale, la borș, la toate punem. Gospodinele sunt încântate pentru că bunătățile de sărbători vor fi pregătite cu verdețuri proaspete. Ia uitați cât e de verde și de fraged. A luat cu brațul lumea. Mă duc acum să încălzesc tocănița și pun mărar verde. Mărar, pătrunjel acolo, țelină dincolo. La vremea asta? Da. Păi, deci a fost timpul bun. Și aici e usturoi. Păi ceapa verde din cauza căldurii, uite, a crescut și acum de sărbători o să facem salată cu ceapă verde, cu salată din solar. Toată toamna a fost cald. Nu vedeți și în luna decembrie să fie atât de cald și de frumos. Și din cauza asta sunt așa frumoase grădinile. Prin unele locuri au răsărit ghioceii, pomii sunt plini de muguri, iar tufele de trandafiri sunt încărcate de boboci. Ai impresia că este luna aprilie. Trandafirii au înflorit, nu numai că erau cu boboci, au înflorit, dar binele. Vremea mult mai caldă decât normalul acestei perioade nu va ține însă mult. Potrivit meteorologilor, de marți, mercurul din termometre începe să scadă treptat în toate regiunile țării.